nici măcar shaorma, o poftă, shaorma, sunt fan shaorma. A, shaorma. Shaorma, da. Chiar cu de toate, fără deci ceapă. Deci ești om, ești om pula. Da, frate, sunt om, deci îmi place mult shaorma. Adică eu plec de la casa de David și pe drum mă ia foamea. Înțelegi că acolo e cu trei. Da, acolo trei. Fonfeuri, da. Ți-e mai mult foame după ce ai plecat și dacă ai fost și la sală vreo oră jumate, după 40 de minute de cardio, te duci la casa de David, că vrei să-ți iei gen. Acum este seară și eu nu mănânc decât foarte puțin la dietă și acolo oricum porțile sunt de dietă, sunt de fentă, știi? Și de la casa de David te ducem ca 1, 2, 3, ai văzut cum te-ai săturat și mai trec o oră și pac să sun la Glovo să vină shaorma acasă cu de toate și mă bucur de ea într-un fel în care nu pot să-ți explic. Deci așa arată luxul. Luxul este, de fapt, luxul este să îți poți permite orice. Chiar să mănânci și shaorma. Așa este.